De ce este vorbitul în public printre cele 6 frici fundamentale? Pentru că unii oameni când se duc într-un mediu nefamiliar își blochează energia. Prima ta grijă în primele 4 minute este căldura și credibilitatea când vorbești în public. Un om intră în politică pentru că vrea să schimbe cu adevărat ceva sau pentru că vrea să se căpătuiască? Intră ca să schimbe, dar s-ar putea să iasă altfel. Ce fel de lider are nevoie România? Cred că e nevoie de un lider care să întoarcă lucrurile pe făgașul lor autentic. Este vreun politician bine pregătit din punctul ăsta de vedere să fie un lider autentic? Sunt mai multe exemple de așa, nu? 6 români din 10 n-au încredere în români. Deci un lider trebuie să coaguleze mase către o viziune. Ai o mantră? Una dintre ele, care îmi place foarte mult acum, este cei pe care îi servești îți arată cum să crești. Intervie Vista cu Florentina Fântânaru. Un podcast Zunivers. Bun venit, sunteți la Intervie Vista, podcast despre a ști și a cunoaște. Astăzi trăim o premieră pentru că alături de noi este Andy. Andy, ca să nu greșesc, vreau să-mi spui tu numele tău, prenumele l-am spus eu. Da, mulțumesc, Sechei. Sechei. Dar deci, nu se aude lău. Nu se aude lău. Andy Sechei. Speaker de 30 de ani, trainer, antreprenor, autor, arhitect în educație. Bun venit! Cred că e prea puțin din ce am spus eu. Când spui 30 de ani, mă sperii eu, știi? Mi-e place să spun că am 39 de ani plus TVA. Că bine zici. E și asta, nu? E și asta. E o parte din branding. Ceva acolo, nu? De, ca să te facă să te simți mai bine, nu? Mai tânăr. Să-ți dea un pic de vigoare, nu în plus. Andy, pe site-ul tău, am văzut foarte multe fotografii în care te vedem alături de personalități mondiale. John Maxwell, Robin Sharma, Martin Lindstrom, Dr. Oz, Neil Donald Walsh. Cine sunt ei pentru tine? Și nu numai ei. Sunt câteva dintre fotografiile pe care tu le-ai postat acolo. Sunt niște visuri devenite realitate, în sensul în care atunci când am început dezvoltarea personală, am cam început-o în România, în sensul de a organiza seminarii și evenimente. 1995. 1995. Asta înseamnă că ai fost primul, tu ai adus conceptul ăsta, tu l-ai dezvoltat, ție ți-a fost drag să-l arăți, da, să-l împărtășești? Din ce știu, da. Primele evenimente cu public mai numeros, nu 5-10 oameni într-o vilă, ci 100-300 de oameni la Iași, pentru că eram student la Iași atunci, au fost organizate cu traineri străini începând din 1996. În 95 am început să-i contactez, în 96 am început să-i aduc și până prin 2005-2006 cred că am adus vreo 40-45 de traineri și speakeri străini din UK, din Austria, din Slovenia. Primul pe care l-am adus să venim în Slovenia. Cum auzeai de ei? Se inventase internetul. Așa, așa. Încă de pe atunci era conexiune prin dial-up. Eu eram student, intram în laboratorul de informatică. E interesant că era laborator. Informatica se făcea atunci în laborator, la științe economice, unde am terminat eu. Petreceam nopțile acolo pentru că tot a pornit dintr-o greșeală, de fapt. Eram atât de frustrat cu școala și nu-mi plăcea deloc, încât am renunțat să mă mai duc vreo 2 luni și după aia au tras colegii de mine, trebuie să vii că nu te primesc ăștia în examene, și m-am dus și eram așa de zăpăcit încât am greșit amfiteatru. Am intrat la altă secție. Eu eram student la contabilitate și informatică de gestiune și am intrat la marketing și primele 5 minute nu mi-am dat seama. Mă uitam așa în jur, zic, măi, zbăt în cap, nu mai îmi recunosc colegi, nu știu cine e profesorul și așa mai departe, dar m-a fascinat tema. Pentru că tema era comportamentul consumatorului. Și a fost pentru prima dată, îmi place mie să glumesc, că mi-a plăcut la școală, în sensul în care am fost ochi și urechi, mă uitam la ce spune profesorul Pruteanu pe vremea aceea, și mi se părea extrem de interesant. Și vorbea despre analiză tranzacțională, care e un fel de spin-off din psihanaliză. E un sistem de înțelegere a comunicării dintre oameni. Și mi-am explicat niște lucruri la care căutam răspuns de mult timp. Așa că m-am dus după el, l-am întrebat ce să caut, unde să caut. Mi-a dat o singură sursă, am căutat pe internet și de acolo a explodat. Petreceam ore în șir nopțile în laboratorul de informatică, trimițând e-mail-uri la diverse instituții de așa ceva care existau în lume. Am trimis vreo 80 de e-mail-uri, mi-au răspuns vreo 7-8. Am convins un sloven să vină în România cu trenul din Ljubljana până în București. Nu cred. Martin Bertoc îl cheamă, cred că are 80 de ani acum. L-am așteptat în București, în Gara de Nord. În secunda în care a pus piciorul pe pământ românesc, au venit vreo 7 indivizi, au trecut Val Vârtej printre noi și a rămas fără geantă, fără
haină, fără acte și așa mai departe, așa că îmi place mie să spun acum că am beneficiat de 2 săptămâni de mentorat gratuit, pentru că nu îi se eliberau actele de la consulat. A venit în Iași, am mers cu trenul la Iași și am făcut cursul respectiv, am mai venit în România de 4-5 ori după aceea, împreună cu alți traineri pe care am convins. A fost un antreprenoriat în dezvoltare personală, început în 96. Și restul e istorie. Și restul e istorie, nu, cum se spune, ce nebunie. Andy, da, ca speaker, nu ți-a fost ușor, nu, să vorbești? Tu erai un tip volubil, nu, îți plăcea să vorbești, să te exprimi, să te arăți. Să vorbesc pe ce mă pasionează, da. Așa? Asta e un mit care merită transformat în explicație și anume că persoanele introvertite sunt foarte tăcute și retrase, stau da, ascunse da. Și sunt retrase. Eu sunt destul de introvertit. În același timp, merit înțeles despre introvertiți că sunt oameni care se încarcă în singurătate cu energie, spre deosebire de extrovertiți care se încarcă socializând. Da, da. Nu mă încarc socializând, dar dacă subiectul mă pasionează, mă aprind ca un pom de Crăciun, ca instalația așa. La pomul de Crăciun de sărbători, pentru că mi se pare atât de fascinant și mă pasionează da, încât da. Devin foarte angajat în conversație. Și asta folosesc ca și energie pe scenă sau ca speaker. Acum, făcând un pas înapoi la întrebarea ta, s-a întâmplat, îmi place mie să spun, pe modelul lui José Mourinho. Așa. Se spune că Mourinho în fotbal a învățat să fie un bun antrenor pentru că era traducător pentru mari antrenori la diverse cluburi, așa a început el. Și fiind traducător, a trecut prin filtru propriu toate schemele de joc pe care mari antrenori le predau mai departe. Eu am făcut așa. La fel pentru că am tradus pentru respectivii speakeri de pe scenă și nu am tradus odată, am tradus vreo 7 ani la rând. Oho. Vreo 50 de speakeri. Și asta înseamnă că în momentul în care stai umăr la umăr lângă un speaker pe scenă și repeți în altă limbă ceea ce el a spus și uneori a 7-a, 8-a, 9-a oară când e același lucru pe care îl repeți, să cam prind de tine niște lucruri. Deci n-am învățat în manieră clasică să fiu speaker, am învățat prin osmoză cumva. Da, am învățat pur și simplu copiind niște gesturi și înregistrând simultan niște idei care mi se păreau interesante oricum. Da, tu crezi că ai o dicție bună? O tonalitate bună, un accent bun, o frazare bună ca speaker de cred atâția că e, ani? Cred că e îmbunătățită, cred că e ceva ce în cazul meu e necesar să lucrez tot timpul. Cred, dacă ar fi să mergem la rigoare, că am viteză. Așa. Cred că pot găsi cuvintele relativ ușor. Nu cred că am proiecție suficient de bună. Și asta e o provocare. Asta ce înseamnă permanență. Proiecție? Adică să pot într-o sală de 400 de oameni fără microfon să ajung asta până la... Asta se învață. Știu că sunt actori care au venit aici și mi-au povestit cum e să înveți să vorbești pe scenă și să te audă și ăla din fundul sălii. Și am lucrat vreo 6 luni pe partea asta de dicție. Tot timpul cred că mai am de învățat. Ce nu am schimbat este accentul meu de Rădăuți Suceava, de Bucovina. Dar nu prea e autentic, așa, are niște influențe. Pentru că e mixat. Exact. Este mixat și mi se pare foarte ok să fie mixat. În același timp, în situațiile în care sunt fie foarte pasionat de un subiect, fie sunt stresat, ăla iese la iveală așa, big time. Ideea este că sunt mulțumit cu asta, e parte din identitatea mea. Și totuși, cine te-a împuternicit să ai atâta încredere în tine? Și să vorbești, a fost numai aparițiile tale, au fost numai astea, lângă acești speakeri de notorietate? În psihologie e cunoscut un fapt și îi se mai spune în engleză bucla de confidence competence. Adică pe măsură ce tu obții mici succese, obții progres, pe măsură ce îl obții îți crește nivelul de încredere și îți vine să-ți asumi riscuri tot mai mari. Și așa e și în public speaking. Aha. Predau public speaking de acum de vreo 15 ani, cred. Au trecut prin școala mea o mulțime de speakeri pe care îi vedem astăzi pe diverse scene, speakeri de succes, dar niște principii rămân fundamentale. Și unul din principii este că ai nevoie de desensitivizare treptată, apropo de dicție. Desensitivizarea treptată vine de la Alfred Bandura, care este un psiholog american de prin California și care a venit cu ideea asta că se poate scăpa de fobii dacă doar te expui treptat, dar treptat înseamnă și în mod repetat și cu asumări din ce în ce mai mari de riscuri. Și atunci când
sunt întrebat, domne, cum scap de frica de a vorbi așa, așa. În public? Răspunsul uh-huh. este foarte simplu. Începi să vorbești în public cu riscuri foarte mici. Adică uneori îi întreb pe cei care din la cursuri dacă le e frică, de câți oameni le e frică? Da. Și îi întreb de doi? Dacă-s doi, dacă-s doi suntem la o masă, normal că poți să vorbesc. Zic, da, trei? De la câți oameni în sus? De pe la cinci, așa zic. Dacă-s cinci îți mai aduc un copil, e în regulă, un copil de 2 ani, de 3 ani, de 4 ani și o luăm pe glumă, dar de fapt nu-i doar glumă, e o sămânță de adevăr aici și sămânța asta de adevăr e așa, că atunci când vorbești la 3 oameni, după aia la 4, după aia la 5, la un moment dat creierul tău se obișnuiește și nu-ți mai dai seama că ți era frică acum 3 zile să vorbești cu 4 oameni și acum e ok să vorbești cu 15. Dar ideea e să te expui. Și când te expui într-un mediu controlat în care primești feedback într-un anumit fel. Există un anumit mod de a da feedback atunci când înveți public speaking. Nu-i spui omului, nu mi-a plăcut asta și nici asta, să nu mai faci așa niciodată. Și atunci, dacă îi spui, mi-a plăcut asta, mi-a plăcut asta, sugestia mea pentru tine este asta, pentru că asta o să te ajute la. Adică îi dai motivația pentru care ai spus ceva. Da. Și atunci nu mai citește printre rânduri, nu mai intervine acea paranoia în care zici, dar de ce ai spus asta? Ce ai vrut să-mi sugerezi? Oare care e motivul ulterior sau motivul ascuns pentru care îmi spune chestia asta? Și se lucrează în grupe de 10-15 persoane și toți trec prin proces și de regulă e un program de 10 săptămâni, se numește Speaker Elite, cel pe care îl avem noi de vreo 10-12 ani și după 4-5 repetări, oamenii încep să se relaxeze. Se mai relaxează. Abia după 4-5 ședințe. Cam 4-5 săptămâni, cam 4-5 ședințe. Una se pe săptămână. Se mai relaxează. Nu în fiecare zi, e una pe săptămână. Da. Și mă gândesc când vin oamenii, mamă, nici nu vreau să... E ca la școală. De acolo ne se trage. De la ieșitul în fața clasei când 100%. Te scotea profesorul, nu? Sunt absolut convins. De fapt, multe din speech-urile mele vin din această cicatrice pe care eu personal o am din școală și mai în glumă, mai în serios o verific cu publicul. Și le spun așa, câți dintre voi ați avut măcar un dascăl sau un profesor care, hai să spunem că nu v-a mers la inimă, toată lumea ridică mâna, bineînțeles, dar cine a avut mai mult de unul? Și cam toți ridică mâna în continuare și după aia le spun așa, nu e așa că ați învățat, e secretul nostru, rămâne între noi, nu e așa că ați învățat o tehnică excelentă de a trece prin școală și este tehnica de a părea atent. Da. Și tehnica de a părea atent înseamnă că te uiți la omul care vorbește și dai ușor din cap din când în când, în timp ce mintea ta pleacă în vacanță. Tu ai plecat de mult de acolo. Din sală, dar cel care vorbește are impresia că tu ești atent. Dezvoltăm tehnica asta și o folosim și atunci când suntem la vârsta matură și stăm de vorbă cu cineva, dar mintea noastră e altcineva cu care am vrea să stăm de vorbă. Cine ți se pare că este cel mai bun vorbitor în public din România? Depinde pe ce criterii luăm. Dacă vorbim pe criterii tehnice, de exemplu, unul din discipolii mei, care e Ovidiu Oltean, care a câștigat campionate internaționale de public speaking la Toastmasters, poți să spui, este un speaker foarte bun tehnic. Dacă vorbim de partea de carismă sau de conectare cu sala sau de autenticitatea conectării și a mesajului, cu autorul meu, Cristi Onețiu, de la ultima carte pe care am lansat-o, Cum ți-ai schimbat viața în 4 zile, împreună cu Simona Macovei, e un astfel de speaker care se conectează autentic cu oamenii cu care vorbește. Dacă vorbim despre un speaker care este extrem de conectat cu misiunea lui și dăruit, îmi vine în minte Părintele Necula, care e prin felul lui de a trăi mesajul, este extraordinar. Dacă vorbim de zona profesionistă a speaking-ului, fără falsă modestie, probabil mă pun și pe mine pe un podium pe acolo, pentru că fac asta de 25 de ani și pentru că înțeleg ce înseamnă să te pregătești pentru un speech cu o anumită temă, pentru că, vezi, e foarte interesant. Dacă te duci să ții o prezentare la o companie, am avut ocazia să vorbesc la săli cu 3-4 mii de oameni, am avut ocazia să vorbesc la săli cu 100 de oameni, dar la companii globale, la companii multinaționale, unde managerul are o anumită agendă și vine și spune, am nevoie ca oamenii să înțeleagă asta, asta și asta. Un speaker profesionist e cel care poate livra asta, asta și asta, nu cel care doar ridică sala. Și în cariera mea am avut și cicatrici, în sensul în care îmi vine în minte un moment acum, nu o să dau numele companiei că n-am voie, dar acolo am ratat.
Și motivul pentru care am ratat e pentru că managerul, fiind un manager străin și având o altă cultură, când m-am întâlnit cu el am avut timp foarte scurt, 20 de minute, prea puțin, și nu am înțeles tot ce vroia, nu i-am înțeles agenda. Și a venit la sfârșitul speech-ului meu, 300 de oameni în sală, care toți erau super happy și fericiți de cum a decurs speech-ul, și mi-a spus, am discutat altceva. Trebuia ca oamenii ăștia să înțeleagă X și nu cred că au înțeles din ce ai spus tu. Și i-am spus, păi, da, în cultura noastră asta a fost mesajul, asta am vrut să transmit. Dar omul fiind de altă origine, fiind din altă țară, a spus, în cultura mea nu e așa. Ce repercusiuni au fost? Nu au fost decât faptul că n-am mai vrut să vorbească cu mine. Pentru un speaker, pentru tine asta a fost destul de grav, nu? A fost un feedback pe care l-am luat ca atare și am spus, ok, trebuie să-mi învăț lecția. Data viitoare o să insist ca timpul de care am nevoie ca să fac documentarea pentru respectivul speech să fie acolo, în așa fel încât să accept contractul, altfel nu-l mai accept. Rateurile astea sunt bune? Ca Onețiu zice că sunt. Pe el l-au făcut să crească. Sunt foarte bune rateurile astea, dar la vreo săptămână, două după. Imediat după ce ratez. Acum depinde cât de repede descarcă fiecare starea negativă generată. Sunt foarte bune în perspectivă temporală lungă. Acum să spunem, experiența, da, e foarte bine că am ratat, mă simt groaznic, dar e foarte bine că am ratat. În momentul ăla nu sunt bune. Atunci cred că zilele alea nu-ți mai vedea să mai ieși din casă. Unul din lucrurile care pot să spun că mă avantajează în cariera mea e faptul că fiind lungă s-a redus timpul în care mă repun pe picioare. La început mărturisesc, nu știu dacă am mai spus vreodată chestia asta, dar am luat și 2 săptămâni. Pentru că pentru mine era atât de important și era atât de valoros. Și mai este un aspect. Când am început să fac această meserie, nu era nimeni altcineva pe piață. Și n-a fost nimeni altcineva vreo 10 ani. Nu era nimeni altcineva o lună, două, trei. Vreo 10 ani n-am avut. Și asta e rău. E rău să n-ai cu cine te compara pe piață. Da, da. Pentru că încep să-ți vină tot felul de idei. Bă, da, oare o-i fi eu cel mai tare din parcare? Nu, doar am fost primul și am fost primul pentru că am avut tăria să spun, indiferent că alții intră pe piață sau nu intră, e prea important pentru mine să fac lucrul ăsta. A fost atât de valoros pentru mine, șocant chiar, când am văzut că poate să-mi placă la școală un anumit mesaj și că ăla era lucru care, de fapt, pe care de fapt îl căutam de foarte mulți ani, fără să știu ce caut. Da. Ăla a fost momentul în care am zis, mă duc 100% înainte. Am făcut încă vreo 5-6 meserii în paralel. Asta nu înseamnă că am făcut numai asta de la început. Am mai făcut, pentru că nu știam exact. Cu ce te mai ocupai în momentul în care am fost contabil în două companii pentru că am terminat secția de contabilitate și probabil că e ușor de înțeles că între contabil și speaker mai trebuie niște stepping stone, niște pași într-o parte în alta. Am fost jurnalist. Așa. Am fost jurnalist de investigații la 2 ziare locale în Iași. Unul se numea Universul, nu mai este celălalt, Evenimentul Zilei. Am fost și acolo câteva luni. Mi-aduc aminte că a venit Varujan Vosganean la un moment dat și vorbea cu tinerii și am scris un articol pe subiectul respectiv care a și fost publicat în Evenimentul Zilei atunci. Am fost, s-ar spune astăzi, fonduri europene, dar obținusem niște fonduri pe un ONG ca să scot o revistă, deci tot în zona jurnalismului m-am jucat, o revistă care se numea Ghid Civic și în care am intervievat primarul Iașiului și am avut tot felul, era un ghid lunar. Și deci am avut tot într-o felul zonă de comunicare, într-o nu? Zonă de, mai într-o puțin zonă de contabilitatea. Da, mai puțin contabilitatea. Da, vreau să te întreb, una dintre temerile cele mai mari pe care le au oamenii este aceasta, să vorbească în public. Speaking, da. De ce este vorbitul în public printre cele 6 frici fundamentale? Avem frică de sărăcie, de boală, de îmbătrânire, de moarte, teama de a pierde iubirea și vorbitul în public. Uite, o să-ți dau un răspuns care s-a cristalizat în mine astăzi. Atât de proaspăt astăzi. Este astăzi. Se poate verifica, pentru că am pus pe Facebook un video de un minut pe acest subiect. Cred că se poate explica în 3 feluri. Numărul 1, ce se întâmplă cu energia omului în corpul lui când începe să vorbească? Pentru că unii oameni când se duc într-un mediu nefamiliar își blochează energia. În loc să o lasă să iasă și să o ghideze, se crispează. Și atunci când energia ta este blocată, tentația firească este să te ascunzi, nu să te exprimi, nu să propagi energie în afară. Unul din primii mei
trainer de public speaking, un american pe nume Robert Dills, spunea, domne, când vorbești în public, ai în mod firesc fluturaș care îți umblă prin stomac. Secretul nu este să-i închizi acolo, secretul este să-i înveți să zboare în formație. Adică să-i direcționezi acolo unde vrei tu. Deci un aspect este, nu avem suficient exercițiu cu feedback ca să direcționăm energia. Pur și simplu. Energia este blocată, este orientată înăuntru, punem prea mare presiune pe noi și atunci vocea este crispată, gestica este rigidă, gesturile devin robotice și așa mai departe. Deci ăsta e un aspect. Gestiunea energiei, pur și simplu. Când ești pus într-o situație nouă, energia ta nu curge. Este blocată. Pe principiu, e o stare de frică și am reacția aia, fight, flight, freeze. Da, adică mă lupt sau înghețat. Dar știi că de multe ori am vorbit cu actori care spuneau în cursurile pe care le fac la facultate, cum sunt învățați să scape de ridicol. Da. Tot timpul aveai sentimentul ăsta, mamă, ce penibil. Oare stau bine, oare cum se vede? Că uite-l pe ăla, fii atent cum arată, cum stă, cum se poartă. Dar sunt învățați. De unde vine, la fel, teama asta de ridicol, exacerbată? Dacă ne întoarcem în spate cu o explicație mai antropologică, așa, la Gabor Mate, de exemplu, avem această explicație că prima adaptare pentru supraviețuire este așa numita afiliere sau atașament, putem să-i spunem. Trebuie să fim în preajma cuiva care ne îngrijește, atunci ne simțim în siguranță și știm la nivel subconștient că nu o să murim. După o vreme însă, începem să ne plictisim să fim numai protejați și încorsetați și vrem să ieșim să explorăm. Și asta se mai numește autonomie. Da. Și atunci o luptă permanentă în noi între a fi afiliați la cineva ca să ne simțim în siguranță și a explora ceva ca să putem să ne dăm seama cum e lumea pe cont propriu. Mm-hmm. Și asta se vede foarte bine la adolescenți. Da. Adolescenții încep să se individueze, devin mai autonomi și rup legăturile de atașament pe care le-au avut în trecut. Dar astea două forme de adaptare, astea două manifestări ale omului, rămân în noi. Și unii oameni sunt mai centrați pe atașament și alții mai centrați pe autonomie. Da. Asta înseamnă că atunci când ajung într-un mediu nefamiliar, cum ar fi scena, dacă sunt centrat pe atașament, mă gândesc să nu supăr, să nu cumva să deranjez, să nu cumva să spun o prostie și să pierd atașamentul. Uh-huh. Dacă sunt centrat pe autonomie, adică pe expresia mea naturală, o să-mi asum niște riscuri, dar riscurile pe care mi le asum s-ar putea să fie în anumite momente prea mari, s-ar putea chiar să ajung în de ce era frică individului din prima categorie, adică să rup, să par arogant, să par prea... Da. Că ambele manifestări există în public speaking. Sunt oameni care, din insecuritate, încearcă să epateze sau să sperie sau să se impună, ceea ce, de asemenea, nu-i recomandat. Trebuie să găsești o cale de mijloc între căldură și credibilitate atunci când vorbești. Asta, ca o lecție super simplă, prima ta grijă în primele 4 minute este căldura și credibilitatea când vorbești în public. Cum? Primele 4 minute. Da, sunt studii pe subiectul ăsta. Alan Konopacki este un autor american care a scris o carte care se cheamă chiar așa. Primele 4 minute. Ce faci în primele 4 minute? Dar mai am două răspunsuri în afară de primul la întrebarea ta. Primul e legat de energie. Ce facem cu energia? Al doilea este legat de faptul că nu ne pregătim. Da. Sunt speakeri care vin și spun, domne, eu oricum mă descurc când am oameni în față, eu mă exprim, vorbesc și așa mai departe. Una este să te descurci, alta este să transmiți mesaj. Și atunci aș zice așa, tu maschezi cu această atitudine de tip mă descurc faptul că de fapt nu transmiți. Și chiar dacă în exterior pare că te-ai descurcat o dată sau de 2 ori sau de 3 ori, rezultatele nu sunt niciodată predictibile. Și atunci o să te scoți singur din ecuație, pentru că dacă vrei să faci asta în mod profesionist, nu profesional, profesionist, adică o parte din munca ta să fie și despre a vorbi cu grupuri. Ai nevoie de niște pregătire în spate și majoritatea oamenilor zic, n-am avut timp să mă pregătesc. O scuză jalnică. Mie mi se întâmplă să am speech-uri joi, de exemplu, și luni, marți și miercuri se eliberează în calendarul meu și 3 zile stau pe subiectul ăla chiar dacă am de vorbit o oră. Pentru că asta înseamnă să ai respect față de publicul tău în așa fel încât să îi ridici mingea la fileu să plece cu ceva valoros, să aibă impresia că a câștigat în urma speech-ului tău. Și există al treilea și cel mai important motiv pentru care oamenii se blochează sau le se face frică sau renunță sau pierd meciul, și ăla e ego.
Ego? Da. Și ego ce înseamnă mai exact? Este convingerea că ce-am făcut până acum e bine și nu vreau să schimb, nu vreau să învăț, să aflu ceva nou. Sunt, domne, eu așa sunt, eu nu mă schimb, eu atâta știu, asta sunt, cine mă place, mă place și așa. Vorba românească. Tot felul. Păi nu. Cine mă place, mă place și așa. Da, și dacă nu mă place, treaba lor și așa mai departe. Ei, asta este o manifestare egotică. Și ego-ul nu înseamnă altceva decât... limitare. Pe de o parte, pe de altă parte nu accepți feedback. Cum îmi dau seama când am un cursant așa, care are prea mult ego? Nu acceptă feedback. Și nu acceptă feedback niciodată. Serios? Nu că nu acceptă feedback când e obosit sau când știe că a greșit și atunci nu mai poate duce, ci nu acceptă feedback. Adică zice, da, bine, bine, lasă că n-ai înțeles tu, că de fapt știu eu mai bine. Și trebuie lucrate cu toate tiparele astea trei. Și cu nivelul de energie, să ajuți omul să aibă multă energie și cu pregătirea. Mă gândesc că sunt cursanți care, dacă sunt pe tipologia asta, termină cursul și cum au venit, așa pleacă. De obicei nu vin. De obicei ăștia nu vin. Nu mai vin, vin nu? La prima sau a doua întâlnire și după aia renunță. Și am avut astfel de cazuri și din astea documentate la modul by the book, cum zice englezul. Adică asta e manifestarea, știm manifestarea, mai discut cu colegii mei coach și spunem, ok, probabil o să mai stea o săptămână sau două și după aia o să găsească un motiv să nu continue. Și așa sunt. Așa se întâmplă. Andy, mi-ai adus aici o mulțime de cărți și nu sunt toate, exact. Da. Care este cea mai dragă, să zic așa, din asta toate astea? Asta este cea mai dragă. Deciziile radicale. Decizii radicale, 12 schimbări de atitudine pentru oameni curajoși. Da. De ce este asta cea mai dragă? Pentru că asta s-a scris, nu am scris-o. Cel puțin ediția întâi. Ediția întâi, ca să-ți faci idee, avea cam 25% din numărul de pagini actual, poate 30%. Asta are aproape 400 de pagini. Uh-huh. Ediția întâi a avut vreo 100. Dar s-a scris singură și s-a scris într-o poveste care și acum când mă gândesc mi se zbârlește părul pe mine, pentru că eram în urma unei tabere din asta cum fac eu la munte, bootcamp. Zicem noi, în care vin 40-50 de oameni, stăm 8 zile, o săptămână full și ne schimbăm, ne transformăm, ne aliniem cu sinele nostru viitor, cum îmi place mie să spun, că e dezvoltare personală acolo. Și după aceea am plecat la Prislop. Și la părintele Arsenie Boca și m-am oprit. Era pe vremea când, asta e prin 2010-2011, cred, scrisă ediția întâi, era pe vremea când nu era nimic în parcare la Prislop, știi? Acum e. Acum. Și mi-aduc aminte că aveam un Volkswagen Polo pe vremea aia, verde, și m-am dus, am stat o zi întreagă acolo și când am plecat, mi-am scos laptopul la volan, și am început să scriu și literalmente am avut sentimentul că curge din mine conceptul acelei cărți și am scris și am scris și am scris. Era în parcare. Era în parcare. Am stat vreo 5 ore în parcare, cred. Și am scris și după aia am zis, eu nu plec de aici și m-am dus la Hatzeg și mi-am luat cazare. Și după aia, după 3 zile, aveam 80-90 de pagini. Am scris aproape non-stop și după aia am plecat prin Sibiu. Și nu terminasem cartea și îmi stătea în minte, trebuie să termin și vreau să opresc, dar trebuie să ajung și acasă. Uh-huh. Și eram așa rupt în două și la ieșirea din Sibiu am făcut o pană gravă și asta s-a întâmplat exact în dreptul servisului Volkswagen din Sibiu. Și nu m-am făcut stânga și am intrat și zic că probabil s-a rupt capătul de bară, am nevoie să mă ajutați cu asta. Și inițial mi-au zis că n-au piesa și după aia mi-au zis că găsesc piesa, dar durează 6 ore. Deci trebuia să stai. Și când mi-au zis că durează 6 ore, am zis, super! Pentru că 6 ore mi-au mai trebuit ca să termin respectivul manuscris. Și deci este trebuia o carte... să stai, să te potolești, să te liniștești și să duci la bun sfârșit. Și o carte despre cum să gândești. Așa. Nu despre ce să faci. Deci când spun decizii radicale, mă refer în special la cum să-ți schimbi radical gândirea față de cum gândeai înainte, pe 6 arii de viață. Și exact ăsta e principiul celor 6 cărți mai mici pe care le ai aici în față, pentru că unul din conceptele pe care le predau este că oamenii au nevoie de schimbare în 6 arii de viață, nu în una singură, știi? Când întrebi pe cineva ce e important pentru tine, o să zică banii, altcineva familie, altcineva corpul. Da. În realitate sunt importante 6 și sunt simultan importante. De unde știm asta? Pentru că cei de la Gallup și cei de la The New Economics Foundation și încă vreo 2 surse așa, pe care le-am pus în ediția a 3-a cărții Decizii Radicale,
ne spun că se face un studiu în toate țările lumii, deci pe întreaga planetă, despre gradul de fericire al oamenilor, comparativ cu succesul. Și câți oameni sunt fericiți, câți oameni de succes. Se ajunge la concluzia, după ce se împrăște studiul respectiv în 155 de țări, se ajunge la concluzia că oameni de succes sunt cam două treimi, 66%, definit cum? A făcut banii care a zis că vrea să-i facă. Are familia pe care și-a dorit-o. Da. Are performanța sportivă pe care și-a dorit-o. Dar oameni împliniți sunt numai 7%. Care e diferența? Diferența că aia 7% declară și se și vede în viața lor că au motive de mulțumire pe 6 ani. Nu pe una sau două sau trei. Care sunt cele 6? Sănătatea, banii sau independența financiară, relațiile împlinitoare, cariera cu semnificație, adică o carieră care le-a adus un anumit statut profesional și încă două. Creșterea personală, autocunoașterea, înțelegerea sinelui, a personalității și contribuția socială. Și ele sunt oarecum asemănătoare cu piramida lui Maslow, explic în carte care sunt similitudinile. Dar ideea este că dacă nu ai obiective pe toate astea 6 arii, ce se va întâmpla aproape sigur este că vei neglija câteva în detrimentul celorlalte. Este cum cazul clasic. Exact. Da, job-ul și banii. Uite, vă fac bani și am sunt respectat profesional și mai departe. Dar cum ești acasă? Acum ca toată lumea, știi? Da. Sau altcineva zice, am stat, am crescut 2 copii, de regulă femeile, tradițional, am crescut 2 copii, am fost 6 ani lipsă în carieră și acum când mă întorc nu mă mai primește nimeni. Păi, se cam întâmplă și asta, în sensul în care ai pierdut niște trenuri și trebuie să refaci, trebuie să-ți asumi 1 sau 2 ani să refaci. Și atunci, care e soluția, Andy? Și soluția este așa, mulțumesc pentru întrebare. Soluția este să îți clarifici prioritățile tu pentru tine și se pornește de la dorințe, nu de la obiective. Mm-hmm. Asta e marea mea cruciadă în dezvoltarea personală, în care explic oamenilor că dacă pornești de la obiective, domnule, ce obiective să-mi stabilesc de obicei la începutul anului, știi? Sau la sfârșitul anului precedent. O să zici, păi ce face Popescu, ce face Ionescu, fac și eu la fel, pentru că e singurul reper la care te raportezi. Sau o să zici, nu mai vreau situația nasoală pe care am avut-o, așa că îmi setez un obiectiv ca să o schimb pe asta. Dar asta te va duce eventual la succes, dar nu la împlinire. Iată cum faci. Scrii, și o fac asta de 10 ani, scrii 10 dorințe cu termen de realizare mai mare de un an. Și strici tiparul creierului de a gândi pe un singur an și de a gândi numai la ce nu mai vrei sau la ce are vecinul. Iată. În felul ăsta. Și le scrii, cât le scrii? Minim 30 de zile. Eu în fiecare an de 10 ani încoace, așa, îmi scriu 10 dorințe. Mi-au 2 minute dimineața să le scriu. Știi ce e interesant? Le scriu astăzi, a doua zi dimineață la cafea, le scriu din nou, dar fără să citesc ce am scris pe pagina precedentă. Și în prima săptămână, de regulă, stau și mă uit la foaia albă și zic, dar ce am vrut eu ieri dimineață de la viața mea? Că nu mai țin minte. Țin minte 2 sau 3, dar nu țin minte 10, că e important să fie 10. Așa. Sau peste 10. Ce se întâmplă după vreo 2 săptămâni sau 3 este că începi să le scrii și le scrii în aceeași ordine, le scrii cu aceleași cuvinte, le scrii cu aceeași emoție. Abia după vreo 30 de zile și sunt ani, de exemplu anul ăsta am scris 2 luni, că am avut nevoie de claritate mai mare. Încep să se așeze prioritățile. Unele se pierd din listă pe parcurs, apar altele, că trebuie să fie 10 tot timpul. Și am descoperit această tehnică punând cap la cap mai multe seminarii, că mă întrebai la început când sunt cu speakerii ăștia pe scenă. E un privilegiu să fiu cu ei pe scenă, dar e mult mai fain să fii în culise. Da. Pentru că poți să pui întrebări pe care nu le poți pune în mediul public, știi? Și asta a fost unul din lucrurile pe care le-am învățat extrem de valoroase. Că dacă dai crezare dorințelor tale, dar nu joi dimineață, ci 30 de zile sau 2 luni, la un moment dat dorințele respective încep să îți arate că alea sunt autentice. Se pare și că se și creează rețele neuronale. Se creează, nu? Da, pentru că, scrii, exact, pentru că scrii. Repetiția asta. Repetiția asta, dar nu repetiția că copiezi, că, ci repetiția procesului. Cu dorința în aia, sine. Nu? Bă, eu ce-mi doresc azi de la viața mea? Dar nu pe un an, pe 2, pe 3, pe 5, știi? Adică nu scriu, vreau anul ăsta să realizez X, spun, vreau să realizez X și s-ar putea să-mi ia 2 ani sau s-ar putea să-mi ia 3 ani. Așa funcționează. Și după aia ce faci la capătul celor 30 de zile? Că aici e fascinant. Ce faci este că spui, ok, care sunt 3, maxim 4
pe care mă concentrez anul ăsta. Și se rupe ceva pe interior, că spui, aoleu, dar toate sunt importante, dar vreau și asta, dar vreau și asta. Și aici intervin cei 6C și modul în care selectez, spun, cum pot să găsesc 3 obiective, poate 4, care să-mi îndeplinească toți cei 6C. De exemplu, vreau niște bani mai mulți pentru mine și pentru familia mea, să-mi fac o casă și așa mai departe. Ok, atunci înseamnă că poate obiectivul de carieră, care produce bani. Uh-huh. Și obiectivul financiar per se pot fi puse la un loc și am 2 arii care mă ajută să realizez un obiectiv. Poate că am un obiectiv legat de sănătate, aș vrea să alerg maratonul, aș vrea să devin alergător, să merg la sală. Da, dar pot să fac asta cu prietenii și atunci partea de conectare sau relații și partea de sănătate pot să le îmbin. Și prin procesul ăsta ajung la începutul unui an să am 3 obiective, poate 4, dar care e partea interesantă? Vin din dorințele mele autentice, numărul 1, și numărul 2 acoperă toate cele 6 arii. Și atunci știu că am un GPS, dacă vrei. Da, o busolă. Știu că sunt pe drumul cel bun. Și dacă fac asta an la rând, iată, rezultatul este că mă îndrept către sinele meu autentic despre care se tot vorbește. Dar vezi, una este să spui într-un curs lucrurile astea, alta este să pui mâna pe pix în fiecare, chiar dacă e 2 minute. Chiar dacă. Dar faptul că o faci consecvent, acolo este valoarea reală. Îmi place mie să spun, conferințele pentru inspirație. Partea de implementare e cea care te va duce la rezultat sau te va duce să te construiești ca un individ căruia îi place de sine însuși când se uită în oglindă și când se gândește la propria persoană. Câți oameni întâlnești așa la prima vedere și vezi că cu adevărat ei se plac? Mulți fug de ei înșiși. E adevărat? Mulți nu se plac, mulți nu pot sta singuri. Probabil unul din 10. Unul din 10. Aș zice, dar asta nu înseamnă că oricine se duce pe stradă o să întâlnească unul din 10, pentru că eu trebuie să-mi amintesc foarte des că sunt privilegiat, pentru că oamenii interesați de dezvoltare personală, oamenii interesați de performanță umană, mai nou lucrez cu foarte mulți antreprenori, sunt business coach și am programe pentru antreprenori și lideri de business. Sunt oameni care deja sunt în niște căutări, sunt ambițioși, sunt doritori de performanță, vor să învețe, adică au apetență pentru treaba asta. Și atunci unul din 10 aș zice că e un privilegiu, pentru că probabil realitatea statistică e dezastroasă. E mult mai jos. Îmi vine în minte acum o statistică făcută de cei de la Gallup, care spune că 8 din 10 oameni, aproximativ, da? 8 din 10 oameni se duc la scârbici, nu la servici. Da. Nu asta spune, asta spun eu ca traducere așa, care se sună într-un fel. Adică sunt disengaged, ăsta este termenul. Nu sunt implicați în ceea ce fac. Cam 2 din 10 sunt implicați. Ce e interesant e că această statistică datează de 30 de ani. Adică în fiecare an se face studiu, în fiecare an e la fel. Se face pe tot globul pământesc, americanii stau ceva mai bine, 3 din 10, europenii ceva mai prost. Cred că după pandemie s-au stricat și procentele astea, adică e posibil să nu mai fie 2 din 10, ci să fie 1 din 10. Tot timpul m-am întrebat, care e explicația pentru care numai 2 oameni din 10 se duc, abia așteaptă să trezească dimineața, să ducă ca au niște proiecte profesionale interesante? Și răspunsul este neasumarea riscurilor, în opinia mea. Pentru că dacă luăm antreprenorii, acolo statistica e probabil alta. Din nevoia de libertate sau pentru că vor să aibă impact sau pentru că vor să aibă putere sau cred foarte tare într-un produs, se duc și au energia și pasiunea să împingă înainte, chiar dacă este greu. Și trebuie să ai pasiune ca să poți face asta. Până și tu ai spus aici că cele 12 schimbări de atitudine sunt pentru oameni curajoși. Da. Că nu e pentru oricine. E o poveste interesantă aici. Cartea inițială se numea Schimbări de atitudine pentru oameni deștepți. Și am primit foarte multe critici. Zis, dar ce? Nu ai pentru... Cartea era citită, dar era criticat titlul. Subtitlul mai exact. Pentru că în mintea mea când am spus deștepți, m-am gândit la deșteaptă-te române. Da, corect. La ideea, trezește-te. E mai mult despre viață ce ai putea să atragi către tine. După aia am schimbat curajoși. De ce? Pentru că e același lucru și are mai puține conotații peiorative. Care e ideea cu curajul? Am adăugat un capitol întreg despre curaj, vreo 6 forme de curaj. Cred că oamenii au nevoie să învețe curaj, mai ales în perioada asta pe care o traversăm, nu numai în România,
ci pe glob. Suntem într-o etapă care corespunde acelei ziceri celebre că vremurile bune generează oameni slabi, oamenii slabi generează vremuri mai puțin bune, vremurile mai puțin bune generează oameni puternici, pentru că trebuie să-și asume să facă ceva, să iasă din situația respectivă. Cred că suntem într-o zonă în care vremuri bune au generat mulți oameni care au intrat în confort, să zicem. Păi și atunci nu ne merităm soarta, cum se spune. Și avem nevoie. Tu te zbați atât de mult pentru ei și mulți dorm pe ei. Da, dar asta e o statistică. Eu cred că sunt oameni care merită. Da, și nu zice nimeni că nu sunt oameni care merită. Și atunci oamenii au nevoie să învețe, în opinia mea, mai mult curaj, mai multă asumare, curajul de a-ți urma propriul vis. Curajul... Păi și curajul unde se învață? Că vorbim de familii, da? Mm. Se învață în familie? Tu ai învățat în curajul în familie? Da, dar o anumită formă, că de-aia am 6 forme de curaj acolo. Eu sunt nepot de preot. Și figura mea masculină mai puternică în casă a fost bunicul, mai tare decât tata. Nu că tata n-ar fi fost, dar el era foarte mult plecat. Lucra în agricultură și erau săptămâni întregi când pleca și aveam nevoie de model pe care nu l-aveam lângă mine și l-am găsit pe bunicul pentru asta. Iar bunicul mi-a arătat curaj spiritual. Da. Mi-a arătat ce înseamnă să rămâi în ritualul de a te conecta, de a face rugăciune, de a fi prezent cu cineva mai mare decât tine, știi? Dar asta e o formă foarte bună de curaj, dar am un prieten bun care... mi-a fost coleg de școală și a emigrat în Australia acum și spune, e foarte bine să înveți de la preoți, zice, dar mai trebuie să înveți de la chirurgi. Da. Și zic, ok, you got the point, știi? Și principiul este că ai nevoie și de aspectul ăsta mai palpabil, mai pragmatic, concret. În care, apropo de decizii radicale, cuvântul decizie vine din latină și are particula cizio, cred că se numește, care înseamnă tăia. Când e o decizie, tai ceva. Adică renunți la ceva ce nu mai este valabil. Și asta presupune curaj. Pentru că marea majoritate a oamenilor, și asta iubesc să vorbesc despre asta, marea majoritate a oamenilor confundă alegerile cu deciziile. Da. Dom'le, încă mă mai decid. Nu. Nu poți încă să te mai decizi. Ești în stadiu de alegere. Ai 3 sau 4 variante și le ponderezi și zici pe care să o aleg. Dar când ai decis... alelalte 3 nu mai există. Dispar. Știi, nu pot să... m-am decis să am un copil, înseamnă că ai copil, nu înseamnă că ai putea să ai sau să n-ai sau ai putea să vezi ce alte variante există. Cu căsătoria e la fel. Sunt niște arii de viață în care dacă te duci pe o cale, renunți la celelalte. Și cred că despre asta avem nevoie, iar pentru asta avem nevoie de curaj. E necesar să ai curajul de a te duce pe o singură cale. Și vezi, e foarte interesant, că ani de zile am predat că alegerile sunt importante, primii 10 ani, cred că asta am spus, pentru că atunci așa era. Și ieșeam din comunism, s-a schimbat paradigma. Ieșeam din comunism și era totul, n-ai voie aia, n-ai voie aia. Și, parcă era o gură de oxigen, hai să avem cât mai multe alegeri. Și la un moment dat ajungi să ai prea multe alegeri și trebuie să începi să decizi. Viața e ciclică. Da. Andy, tu ne dai aici niște semnale puternice de alarmă și ne faci să înțelegem că nu prea știm să ne trăim viața la maturitate. Așa de grav a fost? Da. Așa e. Cred că trebuie să ne asumăm. Dar ne deschizi ochii. Cred că trebuie să ne asumăm. În opinia mea, e o diferență de la cer la pământ între cei care trăiesc spunând, domne, terminați cu teoriile astea, că viața bate filmul și altfel. Detest literalmente cu pasiune această afirmație. Viața bate filmul, teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Nu se poate una fără alta, fraților! Deci, de teorie ai nevoie ca să faci un concept să înțelegi ce să nu mai faci greșit în viitor. Iată. Pentru asta îți trebuie teoria. Dacă rămâi numai în teorie și nu faci absolut nimic și zici încă mai citesc 7 cărți că după aia o să mă decid, aia e greșit. Dar să spui că totul este despre practică și că omul din greșeli învață, ar fi bine să vezi și din greșeli altcuiva, alea să găsesc în cărți de obicei. Dar de multe ori repetăm greșelile. Păi le repetăm. Câți cursanți n-ai de genul ăsta? Pentru că nu conceptualizăm, nu vrem să ne ducem în a teoretiza nimic și spunem, nu, viața e altfel, nu e despre citit, lasă că mă descurc eu singur și mai departe. E bună învățarea experiențială, e foarte necesară, dar nu exclude sub nicio formă conceptul. Hai să înțeleg ce am făcut, ca să pot preda. Calea de mijloc, nu te du în extremă. Dacă ai copii, te vei frustra. Dacă nu te-ai obișnuit să teoretizezi nimic, te vei frustra. Copiii tăi fac exact ca tine.
Corect. În schimb, dacă înveți să conceptualizezi, să teoretizezi, și cu asta mă lupt acum, am copii mici. Adică mă gândesc cum pot să îi dau o analogie sau o metaforă băiețelului sau feții mele ca să înțeleagă de ce e important un anumit lucru. Ce deci teoria și practica așa. Da. Ce vârste au copiii tăi? 3.5 și 7 aproape. Ai de treabă. Am de treabă, da. Nu te plictisești. Nu. Andy, se dau bani grei pentru a învăța pe cineva să vorbească bine în public, în România? Se plătește bine. Așa. Îmi vine în minte să spun așa. Trebuie înțeles ce anume se plătește. Și fac o buclă înapoi la ce spuneam mai devreme. Dacă te duci la o companie mare și stai de vorbă cu liderul companiei și liderul companiei spune oamenii mei au nevoie de astea 3 mesaje. Și după aia te duci și vorbești cu oamenii care vor fi în sală. Și intervievezi vreo 10% dintre ei. Și faci o cercetare, o anchetă sociologică și extragi de acolo și te întorci la liderul companiei și spui, bă, nu cred că ce ai spus tu e chiar așa, fii atent. Alea 2 mesaje sunt bune, al treilea cred că trebuie ajustat sau schimbat sau înlocuit sau ar trebui 4 mesaje. Păi ce lider mesaje. E ăla, și faci... Andy, ia spune-mi tu. Există. Deci eu am printre ce clienți... Ce discrepanță e, asta spun. Da, da. Păi liderul n-ar trebui să știe cine sunt oamenii lui? N-ar trebui să-i cunoască? Dar uneori în companiile mari e atât de mare distanța între nivelul ierarhic nu, e atât de mare nepăsarea, Andy. 17 hai niveluri spunem. Ierarhice. Știi cum e? Poate fi nepăsare, poate fi și altceva. Sunt prea multe niveluri ierarhice de la cel care e sus până la cel de jos. Păi și atunci cât timp să ai... Câtă capacitate cognitivă să ai să poți să îi iei pe toți? Mare. Și atunci? Ai nevoie de foarte mare. Păi dar atunci... asta spun, ca să răspund la întrebarea ta. Dacă vin și fac treaba așa, ce se vede este că țin o oră de speech. Ce este în spate s-ar putea să fie 7-12 zile de muncă, de investigații, de analiză, de consultanță, de discuții. Și atunci întrebarea este pentru ce se plătește? Răspunsul se plătește... Nivelul la care mesajul pe care liderul a intenționat să-l transmită a ajuns la public. Aia se plătește. Nu se plătește elocvența speakerului. Cât au râs oamenii. De da, câte ori s-a eu aplaudat, înțeleg asta. Așa dar voiam să te întreb, cei care vin și vor să fie învățați, cum te referi la alt tip de public aici? Acel da. Lider care nu prea se pricepe, că exact ce spuneam, nu toți sunt pricepuți, nu le putem avea pe toate. Uh-huh. Și atunci un lider autentic trebuie să știe să vorbească oamenilor, nu? Da. Pe care când oamenii vin singuri, subordine. Când oamenii... Mă refer și la politicieni, mă refer la autorități. Vin ei cu adevărat la un profesionist. De unde să învețe? Cum să mă adresez audienței mele? Răspunsul meu e nu. De ce nu? Răspunsul meu e nu. Pentru că... depinde ce repere ai, ce standarde ai. Dacă mă gândesc la un Gandhi, dacă mă gândesc la un Churchill, dacă mă gândesc la oameni care au făcut istorie, nu doar au trecut prin istorie. Da. Dacă ne uităm la filmul King's Speech, acolo vedem strădania necesară pentru a putea să transmiți un mesaj cu impact de masă. Dacă ne uităm inclusiv în business, Steve Jobs își pregătea speech-urile 4 săptămâni înainte de speech-ul ăla anual, în fiecare zi, 4 săptămâni în fiecare zi și vorbea o oră pe scenă. Cum ar zice americanul, I'll take that. Da, într-adevăr, ăla este nivelul de implicare necesar ca să poți să produci o schimbare. Numai că dacă vine un politician, de exemplu, și suntem spune... Suntem în an electoral. Da, și spune, mie trebuie repede ca să-i conving pe ăștia să mă voteze și... Pe ce butoane s-a pus? Magie, da, cum îi manipulez, cum îi conving, cum nu știu ce. Răspunsul meu o să fie, nu te pot ajuta așa. Te pot ajuta cu tot pachetul și tot pachetul presupune că trebuie să stăm niște săptămâni în proces, dar... Avantajul este că tu vei rămâne cu competența respectivă și după alegeri și la alte cicluri electorale. Nu cred că se înțelege asta încă. Este vreun politician bine pregătit din punctul ăsta de vedere să fie un lider autentic, convingător, puternic, nu sunt suficient de impregnat în mediul politic, adică nu pot să spun că m-am uitat cu atenție la XYZ. Am și tu să vezi. Zilnic. Sunt mai multe exemple de așa, nu? Mult mai multe exemple. Eu sper din toată inima altceva. Ce? Sper că anumiți oameni din mediul antreprenorial, niște figuri mai proaspete, mai asumate,
să intre într-o zonă politică, dar nu să intre direct pe cele mai înalte trepte, unde oricum este o bătălie de altă natură pe tot felul de interese și finanțări, ci să intre pur și simplu în zona în care se poate ajuta. Întrebare, acel parteneriat public-privat. Un om intră în politică pentru că vrea să schimbe cu adevărat ceva sau pentru că vrea să se căpătuiască? Dintre prietenii mei, cel puțin în dialoguri pe care le-am avut, intră ca să schimbe, dar s-ar putea să iasă altfel. S-ar putea să iasă din politică, pentru că fie tu dezamăgit, fie... Spui că un antreprenor, uh-huh, poate, de obicei antreprenorii nu-și mai bat capul cu asta, au suficienți bani, au făcut și nu mai vor să obțină mare lucru. Depinde de tipul de antreprenor. Știu că folosesc cu termenul ăsta depinde, care e răspunsul consultantului cam mult. Dar să nu spui de aceia antreprenori care vor contracte cu statul. Nu spun. Ascultă răspunsul până la capăt pe subiectul ăsta, te rog. Și anume, sunt două tipuri de antreprenori, cel puțin. Sunt antreprenori de lifestyle, adică de stil de viață, care acum 10 ani sau acum 15 ani au zis așa: băi, eu vreau să am două case, vreau 4 excursii de nu știu de care, 2 copii, să fiu nu știu ce club, așa, și să am aceste mașini. Trec 10 ani, chiar dacă a uitat de ce a zis atunci, dar subconștient s-a impregnat această dorință slash lifestyle. Și ajung la stilul de viață pe care și l-au dorit și brusc, așa, se trezesc că nu mai au motivație. Și zic, bă, da, ba, mai, dar de ce să mă mai chinui, dar de ce să-i conving pe oamenii ăștia să muncească mai mult, dar de ce să recrutez pe bani grei, pe nu știu cine, dar de ce să mă lupt cu competiția, și încep să stagneze. Uh-huh. Ei, oamenii respectivi, că intră sau că nu intră în politică, e aceeași mentalitate. Și mentalitatea este că de aici încolo este o linie plată și după aia o iau în jos. Dar există altă categorie, altă rasă de antreprenor. Așa. Este antreprenorul care îi place jocul și care vrea impact. Uh-huh. E antreprenorul de scalare, nu de stil de viață. Vrea să scaleze visul. Ce înseamnă asta? Păi am cucerit nu știu ce oraș, am restaurante în acest oraș, vreau în toată țara, am în toată țara, vreau în toată lumea, vreau să fac francize, vreau să cresc, vreau să evoluez, vreau să măresc, vreau să multiplic, ca să folosesc un termen sinonim cu scalabilitatea. Pentru tipul ăsta de antreprenor, în opinia mea, politica nu îi schimbă mindset-ul sau regulile jocului. Adică acel antreprenor, dacă intră în politică, tot impact vrea. Tot vrea putere, tot vrea creștere. Dar se întâmplă asta? Ai văzut asta? Au reușit cineva? A reușit să penetreze mediul politic, așa cum spui tu, că nu i-a schimbat nimeni mindset-ul? Că am sentimentul că oricine intră în politică, știi cum e făcut? Încă se întâmplă mai mult așa. Încă se întâmplă mai mult. Suntem așa. Suntem în 2024, avem alegeri. Aș prefera să rămân optimist și am mici motive să rămân optimist. Sunt anumiți oameni din mediul privat, să spunem, care intră, dar cred că de data asta lecția învățată este că intră nu direct pe cea mai înaltă treaptă. Asta mi se pare o greșeală, să te propulsezi direct. Dar să intri să schimbi în niște locuri unde ai control, chiar dacă n-ai expunere așa de mare, cred că începe să se poată. Poate sunt exagerat de optimist sau nu mă pricep la politică. Spune-mi, Andy, ce gafe ai făcut tu ca începător? Ca speaker începător? Vai de capul meu. Hai să și râdem un pic. Spun care îmi vin în minte, cum îmi vin. Da? Așa. Greșeli de tip cultural când am ținut prezentări în străinătate și unde am primit după aceea feedback nu foarte elegant despre faptul că trebuia să fiu mai atent cu limbajul, că am făcut anumite glume care nu și-au rostul, că nu e politically correct, că nu e gender echitabil, că e nu știu ce. Și nu vorbesc de acum, când e mainstream treaba asta, ci cu 5, 6, 7 ani mai în urmă. Da, aici în România, spune-mi, asta de ce s-a râs? Zim. Aici în România, în afară de faptul că am avut și eu ocazia să cad de pe scenă, cum a căzut Emil Boc la un moment dat, exact, că ți-aduce aminte studio, la Andrei la Gheorghe în emisiune, am căzut și eu de pe scenă de vreo două ori. Sau m-am împiedicat sau am căzut. Astea nu sunt extrem de grave. Dar am avut niște săli foarte interesante. Mi-aduc aminte că eram la Craiova la un moment dat și organizatorii de acolo m-au pus într-un restaurant, într-o sală de restaurant. Asta nu e nimic extraordinar încă. Dar era un perete din ăla de hârtie care despărțea sala în două. Așa? Știi? Perete de hârtie, deci măcar până sus. Era un perete de hârtie și imediat după peretele de hârtie, o echipă de ruibiști lua masa. În timp ce eu aveam 150 de oameni în partea cealaltă, care erau pe un setup de
prezentare de curs, discuție de serioasă, dezvoltare conferință. Personală, nu știu ce, și s-auzeau lingurile și înjurăturile și alte comentarii și ha-ha-ha prin hârtie, da, literalmente, știi? Acel paravan inutil. Aia n-am să uit niciodată. Gândește-te, pentru voi e mult mai simplu, speakeri bărbați. Voi vă duceți în pantof plat, da? Gândește-te la noi, cum e să apar pe scenă, să seama, mai fii și sobră, serioasă, bine aranjată și cu tocuri. Da? Și mai multă practică. Trebuie să exersezi pe unde mergi pe, exact, pe scenă. Oamenii vor să aibă dreptate, dar nu se pot exprima convingător. Mm. Aici intervii tu. Mm. Dar este totuși oratoria asta un dar natural? L-ai simțit așa? Îl descoperi așa? Este ceva nativ? Parțial. Aș spune că e mult mai puțin relevant atunci când înțelegi pachetul complet al comunicatorului. Așa. Deci oamenii care comunică se pot baza pe anumite caracteristici de înfățișare, de proiecție vocală, de capacitate de a se conecta interuman cu căldură într-un anumit fel. Dar asta vine mai mult, carisma asta, dacă ar fi să o definim. De unde vine carisma, în afară de zeița Caris? De unde vine? Vine din alinierea cu valorile. Deci măsura în care tu, ce crezi pe interior că e adevărat și ce e important pentru tine, transmiți în afară într-un mediu care absoarbe acea idee. Eu mă vorbesc, ești atât de bun speaker cât de bine selectat e publicul tău. Cu alte cuvinte, dacă publicul tău este un public dinainte ostil, pregătit să fie ostil, care nu are sistemul tău de convingeri, care e acolo ca să te denigreze, nu ca să absoarbă ce ai tu de transmis, poate la comandă, să zicem politică, dacă tot vorbim despre subiectul ăsta, atunci ceea ce te scoate este tehnica mai curând decât carisma sau faptul că ai daruri de orator. Darurile de orator pot să facă diferența atunci când publicul e deja câștigat, atunci când oamenii sunt cu tine și pentru tine. Dar ai nevoie de tehnică, ai nevoie de meciuri în picioare, ai nevoie de un portofoliu de tehnici, de fapt, suficient de vast, în așa fel încât dacă n-a mers ceva, încerci altceva, încerci altceva, încerci altceva, până când ceva merge. Știi? Eu cred că după niște mii de speech-uri, am calculat recent, cred că vorbim de cei din top, cei care fac asta ca pe o meserie. După niște mii de speech-uri ai văzut suficiente tipologii de public, suficiente săli, suficiente situații, suficiente contexte, încât nu te mai miră sau sperie nimic pe de-o parte și pe de altă parte ai suficiente tehnici, cum spuneam mai devreme, ca să poți să întâmpini situațiile noi cu ce te-ai pregătit. Deci ca să concluzionez, carisma are rolul ei, poate să facă diferența, dar nu o să bată niciodată practica, nu o să bată niciodată tehnica, maestria unui expert care știe ce face în fiecare clipă și care îi se reduce timpul. Pentru că asta e o șmecherie foarte interesantă. Când vorbești, dacă faci treaba asta a mia oară, se eliberează capacitatea de a vedea cu coada ochiului ce face persoana aia sau persoana aia, pentru că energia respectivă nu mai este la tine în cap ca să te gândești care e următorul cuvânt, următoarea frază și mai departe. De asta au succes cei din stand-up comedy, că e foarte interesant de făcut o paralelă între speaker și cei din stand-up comedy. În stand-up comedy nouă ni se pare că, domne, e speech improvizat. Da, este improvizat în sensul în care 10% schimbi niște lucruri, dar este repetat fiecare modulaș învățat în parte. Bine de tot. Și faptul că oamenii schimbă ordinea și pun modulul ăla aici și modulul ăla acolo ține de ce văd în sală și sau ce percep în sală. Și pare spontan, da. Ai o mantră? Ai o obsesie? Le tot schimb. Așa. Una dintre ele care îmi place foarte mult acum este cei pe care îi servești îți arată cum să crești. Am în jur de 100 de astfel de fraze forță, le numesc eu. Am și scris o carte care se numește Aha, 52 de fraze forță care schimbă perspectiva. Că în meseria de speaker asta faci. Creezi tot felul de soundbite-uri, le se spune, adică niște fraze super condensate care te ajută să transmiți maximum de mesaj pe unitatea de timp, pe secundă sau pe minut. O alta este vrei o miză ca să faci sau o scuză ca să zaci?
ce anume vrei, decide-te ce vrei. Da. Am multe din astea, dar favorita mea în acest moment este, care ți-am spus, cei pe care îi servești îți arată cum să crești. Ce înseamnă? Înseamnă că tu vrei să dai ceva, dar uită-te la feedback-ul pe care îl primești când dai. Pentru că s-ar putea ca intenția ta să fie una și interpretarea celui care chiar dacă intenția a fost cea mai bună, interpretarea să fie complet diferită. Și atunci învață din feedback-ul pe care îl primești cum să dai în așa fel încât să fie valorizat. Și asta e ceva ce antreprenorii mei, îmi place să spun ai mei, din comunitate de la mine, aud foarte des în speech-uri, mastermind-uri, în bootcamp-urile pe care le fac. Uită-te la felul în care dai valoare și nu mai trăi cu impresia că ai dat foarte mult și ai primit puțin. Valoarea pe care o dai în antreprenoriat este arătată prin încasări. Este arătată prin banii pe care îi primești, nu prin intenție, nu prin dorința de a ajuta, nu prin faptul că ai tu impresia că ești vitregit de soartă, cum sunt unii proprietari de restaurante. Mă uitam la un serial care se numește Restaurant Impossible, pe nu știu ce post american, și acolo mulți dintre proprietarii respectivi, m-a șocat chestia asta, ziceau, domne, mâncarea este foarte bună, dar ăștia nu mai vin să mănânce, restaurantul s-a golit în ultimii ani și nu știu ce. Și venea expertul care îi ajuta să-și schimbe restaurantul și gusta mâncarea, spune, mâncarea e foarte proastă. Și ce învățăm? Învățăm că în timp, din dorința de a reduce costurile, din oboseală, din copleșire, din dezamăgire, proprietarul de restaurant începe să taie colțurile. Și zice, lasă că facem cu mâncare înghețată, lasă că în loc de mirodenii proaspete punem din alea uscate, lasă că reîncălzim ce am făcut ieri, dar rămâne în minte cu ideea că mâncarea lui e foarte bună. Da. A fost. Când au lansat restaurantul. Deci cei pe care îi servești îți arată cum să crești. E cineva pe care tu, să zicem, ești fascinat, de care tu ești fascinat, dintre speakerii internaționali? Dintre speakeri. Dintre cei care vorbesc și cuvântul fascinat nu e cel mai bun. Atunci... Sunt curios. Nu. Reformulez. Cine te fascinează? Nu mă fascinează niciun Serios? Speaker în nu momentul de față. Nu mă mai fascinează. Dar cine te fascina? Cine m-a fascinat? Robert Dills, pe care l-am menționat inițial și care nu mă mai fascinează acum. De ce? Pentru că... Te-ai plictisit am ajuns de să-i văd, nu neapărat plictisit, am ajuns să-i văd și petele oarbe sau locurile în care nu face ce cred că ar putea face pentru a fi rotund, complet, ca și speaker. M-a fascinat Tony Robbins într-o vreme... Iarăși, mă uit cu curiozitate mai mult, John Maxwell, îmi place ca speaker, cu John Maxwell am avut ocazia să discut, să conversez despre tehnica speaking-ului. De ce au ei atât de mult succes? Pentru că trăiesc, nu știu, niște comunități foarte mari, pentru că au avut alte oportunități. De ce Tony Robbins este Tony Robbins? Cred că deschidem o cutie foarte mare, am să simplific cât de mult pot răspunsul. Eu nu cred în rețete. Nu cred în rețete de crezi succes. Crezi în destin? Nu cred nici în destin. Ceea ce cred este în combinația dintre niște principii pe care oamenii le urmează și care principii sunt fundamentale și pot fi replicate la alți oameni, plus o energie și un stil unicat, plus moment oportun. Cu alte cuvinte... Tony Robbins probabil că n-ar fi fost Tony Robbins dacă se năștea în Africa sau în România, în Sahara. Da? Bill Gates n-ar fi fost Bill Gates dacă nu ar fi avut acces la tehnologie și la computere și mai departe. Deci cred că e o combinație, secretul unui astfel de succes, chiar dacă nu sună foarte sexy, știi, nu-i pastila magică. Dar dacă ne uităm cu atenție la cât de replicabil este succesul unui om sau unui alt om, o să vedem că fără context, dacă nu poți să iei și contextul potrivit, nu va funcționa. Da, uite, Tony Robbins i-a antrenat pentru vorbitul în public pe Bill Clinton, pe Serena Williams, pe Leonardo DiCaprio. Da, dacă ar fi să vrei să înveți pe cineva cu adevărat, care, uite, apare și foarte des la televizor și nu se pricepe, tocmai lasă că mă descurc eu, nu-mi trebuie un antrenor de public speaking, pe cine ai vrea să înveți? Pe cineva care are un drive, o dorință, o motivație extrem de mare, care are standarde foarte înalte, care are simțul urgenței și căruia îi pasă.
Standarde înalte. Adică, da, care nu-i mulțumit. Dom'le, sunt bun. Păi... Ha, terminați-o cu prostiile. Eu sunt deja bun. Am venit numai ca să-mi confirmi tu că ce fac eu e deja bine. Nu, nu, nu. Pentru că nu ești coachable, cum se zice. Deci cineva care are dorința de a ridica mereu standardul, simți urgenței, adică nu amână pe nu știu când, și care deja este bun și ambițios, da, aia e o persoană care prin definiție o să-ți fie ușor. Mai este o vorbă. Coachul sau cel care ajută, de ce e bun? Hai să întoarcem și partea asta altă. Și răspunsul este bun pentru că a selectat bine clientul. În cea mai mare parte, activitatea de succes a unui coach care este decent. Nu e începător, a făcut meseria asta mult timp, dar poate nu este nici top mondial. Dar o parte enormă din succesul acelui coach este spiritul lui antreprenorial de a selecta bine clientul. Cei pe care îi servești îți arată cum să crești. Alege-l pe cel pe care să-l servești în asemenea măsură încât combinația dintre voi doi să fie de succes. Nu este că tu deții secretele fundamentale și numai le transferi, așa, îl bagi în priză la tine pe celălalt și el va reuși. Nu e așa. E combinația dintre cei doi. Asta am învățat eu în 25 de ani de meserie pe subiectul ăsta. Andy, în fața cărei femei ți-ai pierdut vorbele? Am pierdut vorbele? Păi, în fața soției mele... Păi, cât ți-a luat să-mi răspunzi asta? Îți dai seama că o să se uită la podcastul ăsta și o să zică, bravo, bărbatule! Știi de ce? Pentru că m-am dus la momentul din restaurant când s-a întâmplat chestia aia și... Ce s-a întâmplat atunci? Când ne-am întâlnit, pentru că m-a întrebat de ce ai nevoie în viața ta. Și răspunsul corect ar fi fost nimic. Ar fi fost de tine și am zis nimic, știi? Și s-a supărat pe mine foarte tare și a zis, cum nimic? Eu ce caut aici? Și atunci m-am blocat. Câți ani aveai de speaker? Vreo 10. După 10 ani să dai răspunsul ăsta. E clar că ți-ai pierdut vorbele în fața ei. Prea emoționat. Erai speechless. Da, exact. Da, știi că mă gândesc la filmul ăla, Hitch, Consilier în amor, când Will Smith consilia bărbați să vorbească convingător, așa, autentic, nu pe în fața femeilor. Se întâmplă să mai vorbești, uite, să ți se ceară sfaturi. Bă, nu știu, nu mă pricep să vorbesc cu femeile. Da. Ia, zi. Da, mi se întâmplă. Mai spune. Nu prea dau sfaturi pe subiectul ăsta. Așa, pentru de că ce? Bunicul meu mi-a zis o chestie foarte tare. Cred că aveam 5 sau 6 ani, eram foarte, foarte mic. Poate aveam 7 ani. Și exact asta l-am întrebat. Zic, bunicu, dai sfaturi la toată lumea, care sunt cele mai des sfaturi pe care le dai oamenilor? Uh-huh. Eram eu o fire foarte curioasă de când eram așa. Și el zice, dau sfaturi despre orice cu două excepții. Și zic, cu ce excepții, bunicu? Și zice, căsătorie și călugărie. Deci, despre astea două subiecte nu dau sfaturi niciodată. Și mie mi s-a impregnat în creier chestia asta, zic că e un sfat foarte bun. Pe măsură ce înaintez în vârstă, îmi dau seama că e un sfat foarte bun ăsta. Nu poți să-i spui unui om, du-te și căsătorește-te cu X sau că Bine, acum, nu neapărat că ți s-ar cere un sfat de asemenea natură, delicatețe, ci doar învață-mă cum să vorbesc cu femeile. Da, asta da. Asta pot să spun, dar e punctual și e diferit de la om la om. Mi-aduc aminte că recent... De ce întâmplă? Recent... am primit o astfel de întrebare de la cineva care nu e din țară, de la noi. Eram undeva în străinătate la un speech. Nu e din țară, de la noi, că bărbații români, ei știu... Român. Era român, dar nu era din România. Nu se întâmpla în România, da? Și îmi zice ce să fac. Și pot să spun ce sfat i-am dat și cred că are un anumit grad de utilitate și pentru alți oameni. I-am zis, ești prea disponibil. I-am zis, fii și tu mai ocupat, că dacă răspunzi dimineața la prânz și seara la telefon și ești tot timpul, da, iubii, fac ce ai tu nevoie și mai departe, omori misterul și atunci ar fi de dorit să mai schimb și se pare că a fost un sfat bun. Și atât? Da. Păi mă gândeam că poate și taxezi pentru asta. Nu mă interesează linia asta de business. Andy, vorbești și antrenezi în leadership. Da. A devenit o modă în România? Nu știu, toată lumea vorbește modă despre leadership, cum se vorbea în anii 90, mai ții minte, toată lumea voia manager. Manager, da. Păi dar ce suntem noi aici? Păi noi manager vrem să devenim așa, imediat. Toată lumea visează la asta. Eu vorbesc despre leadership personal.
Asta este focusul meu, asta este lucrul în care cred, pentru că eu sunt convins de fapt că dacă omul este propriul lui lider, restul e doar tehnică și strategie de comunicare. Uh-huh. În schimb, dacă tu nu ești propriul tău lider și te duci și spui angajaților, trebuie să fiți punctuali. Exact. Dar Matalia a întârziat acum. Am avut o întâlnire. Nu există așa ceva. Așa cum copiii fac ce părinții lor fac, nu ce spun, angajații sau echipa face ceea ce liderul demonstrează pe niște comportamente foarte specifice. Și cred că dacă liderul se concentrează pe el și pe comunicarea cu el și înțelege mm-hmm. cum este un exemplu pentru ceilalți, e foarte ușor să înveți restul de tehnici și strategii de leadership. Îi lipsește un singur ingredient care eu cred că trebuie mult să ai antrenat și funcționează și pentru personal și pentru organizații, și anume viziunea pe termen lung. Am mai vorbit despre asta la început. Da, hai să vorbim despre calitățile pe care trebuie să le aibă cu adevărat un lider. Care sunt alea? Păi le-am spus și mai devreme, dar o să le reiau în contextul de leadership. Cred că trebuie să fie o persoană sinceră, în primul rând, transparentă. Adică să admită că nu le știe pe toate, că nici ceilalți nu știu, dacă a făcut o greșeală să admită deci greșeala respectivă. Da? Trebuie să aibă un anumit simț al urgenței. Adică să zică, bă, trebuie să facem, trebuie să acționăm, nu doar să discutăm despre subiect și să ne se pare interesant viitorul și atât. Deci trebuie să treacă la acțiune, să fie un starter. Trebuie să fie concentrat pe soluții. Adică să se focuseze pe, nu pe problemă, ci pe ce avem de făcut ca să ne orientăm către viziunea noastră de viitor. Trebuie să-i pese. Adică trebuie să țină la oameni literalmente, nu numai la rezultate, nu, să nu-i trateze pe oamenii din jur ca pe niște mobile, ca pe niște mecanisme. Sclaveți, ia, hai, zi o pe aia dreaptă. Obiecte, ca pe niște obiecte cu care își face treaba. Păi nu așa sunt văzuți cumva, așa se simt românii, că sunt biciuiți. Că sunt aici sclavi. Am ajuns la ultima caracteristică pe care vreau să o spun, și anume trebuie să aibă maturitate. Cum o definesc eu? Trebuie să fie capabil să creeze. Și l-am văzut și pe profesorul Borțun, chiar la masa asta, vorbind despre asta, cu alte cuvinte. Să creeze o atmosferă de încredere și respect reciproc. Și cum să creează o atmosferă de încredere și respect reciproc, ca să nu fie doar cuvinte filozofice. Dau două comportamente acum, care vin din studii făcute de Google, adică de cohorte întregi de specialiști. Uh-huh. Numărul 1. Când vorbești, ascultă până la capăt, treci prin filtrul interior, când comunici, de fapt, treci prin filtrul interior ce a spus celălalt, te asiguri că ai înțeles, nu-l întrerupi, nu termin fraza în locul lui, nu îi schimbi conversația, nu-l zăpăcești de cap, nu vii cu mai multă energie peste el și îmi vine el să ascunde râd. Undeva. Ce lider este așa ascult. Liniștit, cu minte echilibrat și responsabil? Trebuie să asculți până la capăt. Dacă nu asculți până la capăt ce spune celălalt, atunci nu o să faci decât să spui celuilalt, fă așa. Și ăla nu e un lider. Păi de cele mai multe ori ăla asta fac. Ăla e boss. Păi de asta este și, boss. Nu? Se practică cuvântul ăsta, nu în, da. În discuții. Da. Boss în sus, boss în jos. Da. Deci lideri autentici în România avem. Dacă învață astea două comportamente, nu avem e așa greu. Avem? Întrebare. Eu cred că da? Avem. Sau în, cred avem? Că avem în antreprenoriat. Da. Cred că avem în mediul antreprenorial, cred că avem. Da. Dar ăsta e unul. Ascultă până la capăt ce are celălalt de spus. Numărul 2, arată o viziune către care să vă îndreptați și verifică cu fiecare om că vrea să ajungă acolo. Pentru că sunt oameni care te ascultă, par atenți, ziceam că am învățat de la școală cum să părem atenți, dar verifică cu fiecare că vrea și el să ajungă unde vrei tu cu compania ta să ajungi. Verifică. Vrei să ajungi acolo? De ce e important pentru tine? Hai să vedem cum ajungem acolo. Faci astea două lucruri, atunci încrederea și respectul încep să se manifeste în echipă sau în organizație. Nu le faci, toată lumea o să zică, da, boss. Sau nu e panică, boss. Așa o altă expresie care mă termină exact. Pe mine. Nu e panică. Nu e panică, boss. Ba e panică, că nu ne-am adunat aici ca să nu facem nimic, ci ca să ne orientăm spre o viziune. Cum spuneam mai devreme, că deciziile complexe depășesc puterile noastre cognitive, da? Mai ales odată cu vârsta. Dacă ne uităm la lideri mondiali, lideri politicieni, toți sunt trecuți de 70, da? Majoritatea. Vorbim de liderii care stau la butoane, dispun și modelează lumea după bunul lor plac, să zicem.
are cineva curajul să spună că nu ne dorim ca acești lideri cu celula uzată, celula nervoasă uzată, acești lideri să ne hotărască viețile? Are curaj, se spune asta? Sunt oameni care au curaj. Dacă te uiți la președintele Argentinei, s-a dus la Davos și a întors pe dos tot setup-ul de acolo. Sunt oameni care au curaj. Întrebarea dacă importantă se întâmplă dacă au impact. Ceva. Exact. Dacă și reușesc. Și eu cred foarte mult în ideea de ciclicitate. Și, nu și mai unde știu suntem aici acum? Suntem iarna, imediat îți spun. Așa? Suntem în toiul iernii, dar nu mi-aduc aminte exact cine spunea, dar sună cam așa că nimic nu este mai puternic decât o idee care a venit timpul. Da. Și ce înseamnă citatul ăsta? Înseamnă că e vorba de timing. Adică curajoși vor exista în toate momentele din viața asta. Vor exista curajoși. Întrebarea este dacă curajul ăla este poziționat în locul și momentul potrivit ca să producă efectul scontat sau impactul scontat. Mi-aduc aminte de o poveste de a lui Steve Jobs, care atunci când a lansat iPod-ul, avea tehnologia cu doi ani sau un an jumate înainte să-l lanseze. Și toată lumea zicea, hai să-l lansăm. Da. Și Jobs a zis, încă nu-i momentul. De ce nu era momentul? Pentru că dura peste un minut downloadarea unui cântec ca să poată fi ascultat. Și el a estimat că dacă durează mai mult de un minut, oamenii o să zică că device-ul ăsta nu este bun. N-am răbdare să aștept un minut. Când a coborât sub un minut, au lansat iPod-ul și a fost un hit. Deci e vorba de acest time to market de care se vorbește în antreprenoriat, dar nu numai în antreprenoriat, e în viață în general. O decizie poate să fie foarte bună sau foarte proastă în funcție de momentul oportun în care e luată. Apropo, cuvântul oportun e foarte interesant, că vine de la termenul opportunus, care înseamnă intrarea corabiei în port, adică orientarea corabiei ca să poată să intre în port. Dacă tu iei o decizie și ai orientată ca să poată să treacă prin poartă, atunci e o decizie bună, dacă nu, e o decizie proastă. Mă întorc la sezoane. Suntem iarna, în toiul iernii. Suntem, nu? Cam odată la 80 de ani. Așa. Se produce câte o iarnă, mai mult sau mai puțin metaforică. Asta înseamnă că e criză, sunt probleme, nu sunt resurse, oamenii nu mai știu cum să rezolve lucruri pe care le rezolvau înainte, pentru că mijloacele care funcționau înainte nu mai funcționează în prezent. La fel cum uneori e necesar foc într-o pădure ca să împrospăteze pământul, ca să poată să apară specii noi de copaci, sau râurile au nevoie de cascade ca să nu se transforme în mlaștini, așa se întâmplă și cu curgerea timpului. Și atunci, cam odată la 20 de ani, sunt 4 sau 5 cărți interesante pe subiectul ăsta, una e a lui Ray Dalio, una este The Fourth Turning, a patra schimbare, una este Pendulul, sunt mai multe cărți pe subiectul ăsta, care ne spun că în 80 de ani aproximativ sunt sezoane de cam 20 de ani care pot fi metaforic considerate anotimpuri. Păi, stai un pic, dacă anotimpuri. Ne întoarcem acum, suntem în 2024, ne întoarcem cu 80 de ani în urmă? Da. Eram după război. Păi da. Păi, e aproximativ 80 de ani, nu este fix 80 de ani. Plus minus. Poți fi 80 de ani, plus minus 5-6 ani. Dar suntem într-o zonă, cam cum eram în perioada respectivă. Cu război sau după război. Suntem într-o zonă din asta de criză. Vestea bună este că ceea ce urmează după iarnă, conform calculelor, ar fi până prin 2028-2030, perioada asta, care o să fie cu război sau fără război, depinde, pentru că nu trebuie să fie copie la Indigo cu ce a fost în trecut. Dar vestea bună este că omenirea, dacă te uiți la tipare, trece prin aceste cicluri. Adică nu este neapărat fatalistă viziunea asta. Și vestea bună este că vine primăvara după iarnă. Și primăvara vine cu inovație, vine cu schimbări de paradigme, cu o nouă ordine. Andy, depinde la ce vârstă o să te prindă primăvara asta. Ei, și asta nu? E interesant. Asta pentru e că, interesant vezi, Europa evoluează într-un fel, România în altfel, pentru că România a ieșit dintr-un tip de organizare mai târziu decât alte țări. Țările occidentale sunt în alt loc. Deci și astea trebuie luate în calcul. Dar ciclicitatea rămâne. Și asta rămâne e prilej clar. De optimism. Da, apropo de asta, uite, ce fel de lider are nevoie România?
Ce crezi? Refer la momentul actual. Păi suntem în 2024, suntem în an electoral, ne schimbăm președintele. Ce calități ar trebui să căutăm la viitorul președinte? Foarte bună întrebare. Cred că e nevoie de un lider care să întoarcă lucrurile pe făgașul lor autentic. Adică mi se pare că e prea multă posing, cum zice englezul, prea multă poziționare. Noi suntem așa, noi suntem așa, noi credem asta, noi credem asta. E nevoie de un om care să se întoarcă în a reconstrui capitalul social. Explic ce înseamnă. Capitalul social este ansamblu de norme și atitudini și rețele sociale și obiceiuri ale comunității care duc la binele comun, nu care duc la interesul personal. Și cred că riscul este să ne individualizăm, spune profesorul Daniel David, foarte fain, am avut ocazia să-l intervievez la un moment dat, și spune așa, zice, România a trecut printr-o etapă în care a fost colectivizată forțat și răspunsul pe care îl avem acum, asta e concluzia mea din discuția cu Daniel David, răspunsul pe care îl avem acum este că ne ducem spre individualizare. Individualizare care există în societatea vestică, dar nu este neapărat în istoria noastră ca popor. Noi suntem o cultură colectivistă de principiu. Ieșim din asta pentru că ne aliniem cumva la normele instituțiilor europene. Și este o ruptură în momentul de față în societate. Persoanele în vârstă sunt mai cu familia, mai colectiviste, mai hai să fim împreună. Persoanele mai tinere sunt, cum zicea bunic mea, împrăștiete în patru zări. Se individualizează, devin foarte individualiste, seamănă și cu discuția noastră despre afiliere și autonomie. Da? Ei, și această ruptură duce la pierderea de capital social. Adică noi nu mai respectăm aceleași norme, aceleași atitudini, aceleași obiceiuri și ritualuri și nu mai stăm în aceleași rețele. Rezultatul este că e fiecare pentru el. Și un lider ar trebui în momentul de față să zică, ok, puteți fi autonomi și fiecare pentru voi, dar trebuie totuși capitalul social să fie refăcut. De ce? Pentru că în România, în 2018 cel puțin, este o statistică, 6 români din 10 n-au încredere în români. 6 din 10 e mult mai mult de jumătate, adică dacă 6 din 10 n-au încredere în români și după aia a fost o pandemie, că statistica asta e din 2018, probabil că în momentul de față suntem pe la 7, să zicem. Și atunci ce facem? Dacă nu există bază de încredere în societate, oamenii nu construiesc împreună, construiesc fiecare separat. Unul în Italia, unul în Spania, unul peste ocean, unul în Australia, unul în subteran și așa mai departe. Și atunci să pierde din această coeziune socială care să permită țării să fie o putere prin comparație cu alte nații. Pentru că e foarte interesant de observat. Am avut ocazia să ies în diaspora de multe ori să țin speech-uri. Când te uiți după speech, unde totul e bine și frumos și oamenii absorb, când te uiți la cum fac networking, sau te uitai, să zicem că s-a mai îmbunătățit lucrurile, la cum fac networking românii, românii nu neapărat fac networking în pauze ei între ei. Dacă se poate, fac networking cu alte naționalități, cu persoanele din țara unde s-au dus, dar nu neapărat ei între ei. Dacă te uiți la alte nații, dacă te uiți la alte țări, ce face diaspora, o să vezi că e un nivel de unitate mai mare. Și m-am întrebat întotdeauna de ce. Și răspunsul văd în acest capital social foarte redus și nu pot să nu mă gândesc la faptul că exista un profesor la Harvard în anii 50, Edward Banfield îl cheamă, un geniu, a fost consilier pentru Ford, pentru Reagan, a luat fonduri guvernamentale și a făcut tot felul de anchete sociologice prin America. Dar la un moment dat a ajuns în Italia, în 55, pentru că soția lui era italiancă. Și întâmplarea face că era dintr-un orășel din Italia de unde s-a născut mafia. Și ăsta a fost foarte surprins când s-a dus și el și soția lui să petreacă o lună acolo de interacțiunile interumane, pentru că oamenii erau numai fiecare pentru el. Noi, familia noastră, nu ne interesează vecinul, probabil o să ne fure, probabil o să ne păcălească, nu exista viața asociativă, nu exista niciun ONG în orășelul respectiv, singura formă asociativă era o mănăstire de maici de răpânată. A scris o carte, se numește Baza morală a unei societăți anapoda, despre acel orășel. I-a schimbat numele din Chiaromonte în Montegrano pentru că era mai bine să nu se știe despre ce zonă vorbește. Și care a fost concluzia lui Banfield?
Oamenii, neavând încredere unii în alții, ajung să fie foarte vulnerabili la orice formă de asociere, fie și mafia, care vine și spune, bă, eu îți asigur protecția, tu trebuie să-mi dai X din veniturile tale, pentru că tu nu ești asociat cu nimeni, tu ai încredere numai în soție și cei doi copii, eventual, și poate în bunici și atât. Și atunci, mi se pare că funcția capitalului social, hai să ne organizăm, să fim 4, 5, 6 familii, să fim o mică comunitate, să fim un trib, numește-l cum vrei. Dar mi-e o țară. Dar mi-e o țară. Și asta cred că ar trebui să facă un lider, să readucă și să întâmplă lucruri. Mă uit la Rethink Romania, care este o mișcare în sensul ăsta, în care pune la un loc niște lideri, sunt și o parte din acest grup, pune la un loc niște lideri ca să vedem unde se duce România până în 2050. Care este direcția de mers? Deci un lider trebuie să coaguleze mase către o viziune, pe scurt. Asta ar trebui să facă noul lider. Doamne ajută! Doamne ajută! Îți mulțumesc tare mult, Andy, că ai fost astăzi alături de mine. Cu drag! Mulțumesc pentru cărțile astea nemaipomenite. Ce urmează? Eu scriu 3-4 cărți odată, așa că nu pot să spun urmează aia sau cealaltă. Mi-aduc aminte că într-un interviu la un moment dat un mare scriitor a fost întrebat, avea 80 de ani, zice, mai scrieți vreo carte? La care răspunsul este, nu știu, probabil că da. Așa spun și eu, probabil că mai scriu. Eu aleg pe asta. Frumos, da. Da, să vedem. Creștere care este, personală. Care este nivelul următor? Exact, despre asta e, despre pentru nivelul noi, următor. Pentru România, nu? Și pentru copii. Și pentru copiii noștri. Exact, mulțumesc tare mult. Mulțumesc pe curând. Și eu, cu drag. Cam atât pentru astăzi, ați fost la Intervie Vista Podcast. Toate cele bune. Pe curând! Zooniverse Podcasts.